Asta e netradițional. И нет в Молдове семьи такой, где бы не был бы свой герой. Яка так и не уйтема сала. Юлиан Карп, Бунелой орден славы третьей степени. И унику орден солдат. Слава была третья, вторая серебряная, первая золотая. Вы мульцумеск, домна президента Ворог. Stimați colegi, doamna președinte, dați vă rog citire raportului. Stimați colegi, înainte de a da citire raportului, vreau să menționez că în acest proiect de lege nu se interzice utilizarea acestei lente atunci când ea este parte a medaliilor. De cei care au primit-o în semn de recunoștință pentru faptul că au luptat în război și au apărat cetățenii acestei țări și au apărat patria, o vor putea purta în continuare. Am să dau citire raportului. Sper că o să mă auziți, stimați colegi. La data de 7 aprilie 2022, Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat în lectura a doua proiectul de lege numărul 15 pentru modificarea codului contra... Doamna raportoare, stați un pic. Dacă ați consultat cumva de la prima la a doua lectură, Ștefan cel Mare într-adevăr purta la piept lentoșca asta? A? Nu, da? Domnul Șoimaru, eu nu-mi dau seama cum, sau nu-mi imaginez cum Ștefan cel Mare ar fi putut purta această lentă. Dar nu este despre asta, este despre faptul că această lentă, din păcate, este utilizată acum unde se omoară sute și mii de oameni în Ucraina. Este un masacru ceea ce se întâmplă acolo și noi pur și simplu nu putem să stăm deoparte și să ne uităm cum această lentă va fi utilizată și propagată și în țara noastră. Corect, calm. Da, eu vreau să spun un lucru. Lucru care după al doilea război mondial a fost prețuit și sărbătorit a fost pacea care a domnit pe continentul european după al celui de-al doilea război mondial. Noi astăzi suntem într-o perioadă unde nu mai avem această pace în Europa, avem un război în Ucraina. Un război pe vitrina căruia stau însemne de război. Inclusiv această lentă, inclusiv Z-uri, V-uri și așa mai departe. Interzicerea acestor simboluri, dragi cetățeni care ne privesc, ea nu exclude și nu interzice sărbătoarea de 9 mai, comemorarea victimilor care au căzut în al doilea război mondial, victoria și pacea care a fost instaurată după acest lucru. Dar noi nu ne putem permite acum să acoperim eroismul oamenilor care au căzut în al doilea război mondial, pacea care a domnit după cel de-al doilea război mondial, cu o lentă, cu imagini și cu simboluri care acum sunt imaginea războiului.